Bine v-am regăsit la un nou Let's Play. Astăzi este miercuri, haide să mai riscăm câte ceva. După cum am promis, am strâns câteva brățări lacrimă cer. Spusesem că o să strâng 60 de bucăți, ceva de genul, însă am strâns decât 30, cred. 10, 20, da, 30. Dar sunt toate plus 6 în mare parte. Oricum o să le facem pe toate plus 6 și după care le dăm ușor ușor până la plus 9. Poate iese ceva de data asta, poate facem treabă și avem noroc. Am mai prins și niște cufere valoroase la 25k bucata. Am zis hai mă că le cumpăr pentru clip, să vedem, poate prindem ceva. Și cred că o să începem cu aceste cufere de încălzire. O să le dau eu pe contul meu principal. După care, după ce deschidem aceste cufere valoroase, mai dăm și niște cufere kelpie, pentru că s-au mai strâns între timp, s-au mai strâns câteva bucăți farmate de mine și na, poate este ceva, poate, cine știe, urmează ceva event jig sau să avem pregătite acolo itemele de upgrade. Că veni vorba și de event, s-a anunțat eveniment de Paște, părerea mea că se bagă destul de rapid. Adică nu știu de ce s-a băgat așa de rapid. Mâine pe 11 se bagă. Probabil se bagă un pic mai rapid. După care vor urma și săptămâni de evenimente side, cel puțin pe România. Habar n-am, asta e părerea mea. Mă refer evenimente side cum ar fi CL, GIG sau habar n-am. Vom vedea ce va fi. Haideți înainte de toate, schimbăm scena. Și haideți cu butonul ăla de like să vedem dacă putem strânge și la acest clip peste 200 de like-uri. Haideți și cu butonul acela de subscribe, ne-am făcut ușor, ușor, ne facem spre 4000 de abonați, ne-am făcut în momentul de față 3500 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult, acum haideți să schimbăm noi scena pe caracterul principal și să vedem ce iese din aceste cufere valoroase. Bun, avem 9 bucăți, urmărim poate ceva item os, poate vreo acadea, nu mai știu sigur ce mai pică din ele, dar știu sigur că pică item os. Și poate pica și amuleta gardienilor. Hai să vedem ce noroc avem astăzi. Deci putem schimba obiectul și de fiecare dată când schimbăm obiectul ne mai ia din bani. Hai să vedem, poate este ceva bun. Până acum cam nimic. Deja dăm cu 2kk cartea pescuitului. Să ne oprim aici. Hai că o luăm. Poate bagă ăștia, cum am zis, event jig sau. Luăm cartea pescuitului de 3 ore. Ok. Hai să continuăm. Vrăjitoarea de gheață. Hai să mai încercăm. Medalia dragon. Inel XP. Site de apărare. Deja, uite, aditiv mic, dar e decât o bucată, nu cred că voi lua. Hai că mai dăm de vreo două ori. Ticket modificare și ultima, pentru că deja dau cu 7kk. Biscuit cu proteine. Hai că luăm pe ăsta. Medalia dragon, suc de rodie. Hai mă frate, dă ceva, o acadea de aia sau măcar un itemos ceva. Ar fi mișto să dea amuleta de 7 zile, mi se pare că dă o amuletă de 7 zile. Am luat depozit de 3 ore. Nu este foarte, foarte bun, pentru că se pune aici în slotul ăsta. Dacă se pune sus, hai mai ziceai. Elixir, busolă, sigiliu, a treia mână, aditiv, tichet de resetare, mamă, manti, ne oprim aici. Nu prea vreau să dau și cu foarte, foarte mult yang. Uite, cercios de dragon, apărare, aoleu, cred că-s cu apărare, valoare de, da. Deci cei mai slabi cercei os mi-a dat, câte ore, două ore.
Dar putem spune că am luat un itemos, măcar. Hai să zici, poate nici nu mai ai unde să-i folosești pe ăștia. Înainte îi mai foloseai SD3. Habar n-am, nu știu unde i-ai mai folosit pe ăștia. Hai să mai vedem în continuare, poate mai luăm ceva. Lovitură critică. A, amuleta gardienilor. Bine, mă, băieți. Hai că o luăm. 7 zile. Super tare. Deci, nu știu ce să fac. Cred că le păstrăm. Cred că le păstrăm pe astea 3. Sau să-i dăm în continuare. Că mie că mai luăm amuletă și nu mai am ce face cu ea. Haideți că le păstrăm. Și haideți că facem în felul următor. Scrieți voi numele vostru în comentarii și aleg 3 persoane din comentarii și vi le voi trimite prin poștă. Facem chestia asta. Nu uitați și de butonul de like, scrieți acolo comentariu cu numele vostru dacă jucați mare atenție pe România și vi le voi trimite prin poștă cele 3 cufere valoroase. Poate cine știe aveți noroc, dacă am avut norocul ăsta, haide să-l împărțim și cu alții. Primii 3 sau nu primii 3, aleg random din comentarii, cei mai norocoși vor primi. Bun, haideți să dăm și cuferele Kelpie și facem o mică pauză până le transfer. Bun, haideți să începem cu niște cufere Kelpie. Problema este că cred că am mai multe cufere decât chei, pentru că na, le-am luat pe toate de pe piață, toate cheile. Dar na, asta e, le păstrăm cele care rămân, le păstrăm pentru data viitoare. Deja un element de prindere, adică deja un item pentru undiță, suntem bine. Carte pentru pet, nu-i bună. Young. Carte însuțitor tânăr. 10K. Biscuit. Carte însoțitor curajos. Manualul pietrei, bun. Element de filare, bun. Cufăr carte însoțitor, bun. Și hai să alegem, uite, o alegem pe asta. 10K. Mai aveam câteva, ia stați puțin, uite, mai am 3 chei. Vin flori de piersic. Element de prindere. 10K. Am mai rămas cu 4 cutii. Le mai păstrăm pentru data viitoare și hai să vedem ce vânător ne dă din acest cufăr carte însoțitor. Hai, 3, 2, 1, start! Carte grabă! Ce e asta, frate? Da, nu ne-a dat vânător, dar ne-a dat, ia uitați, două elemente de prindere, un manual pietrei, un element de filare și cam atât. Și niște biscuiți cu proteine pe aici. Bun, cât de cât ok, cât de cât ok. Până acum suntem chiar bine. Și amuletă, și itemos, și câteva iteme de upgrade, și o carte a pietrelor. Dacă aveam și noroc de un vânător, rupeam tot. Dar na, hai să vedem, astăzi simt o zi bună. Haide să vedem ce zic brățările alea, lacrimă. Cineva în comentarii a zis, mai dă-i o dată pe contul acela să spargi ghinionul. Hai să vedem dacă are dreptate. A zis că dacă mai dau o dată pe acest cont, spargem ghinionul. Imediat muci și scena și haideți că revenim. Bun, hai să-i dăm cu brățările. Le luăm așa la rând, câte una, hai. Ce nu am? Prețioasă de demo. Stați așa că am cumpărat 200 ca să fie. Bun, hai să-i dăm acum. În momentul de față avem tot eșuat. Mers, deci una plus 7, eșuat, una, eșuat, nasol, hai că îi dăm ușor, ușor și pe astea, le dăm și pe astea până la plus 6, unele v-am zis, nu sunt toate plus 6, hai să vedem, poate iese ceva. Țin să vă menționez că aceste brățări ies foarte, foarte greu la plus, deci trebuie să avem un bulan foarte, foarte mare. Hai să vedem ce iese. Până acum nu văd situația prea roz. 2 plus 7, 3 plus 7. Hai să vedem.
Plus 6, n-a vrut. Hai, bun, 4 plus 7. Hai plus 6. Hai plus 7 asta. Mers, ieșuat. Cam se lasă greu astăzi pe brățări. Asta e plus 2 și are 10 pătrunderi. Hai să vedem ce iese cu asta. Cine știe, poate iese asta plus 9. N-a mers nici măcar plus 4. Mamă, cum eșuează astea. Începem să se termine și cele plus 6. Mai avem câteva plus 4, plus 5. Uite una plus 6 aici cu 4 fulger. Hai să le dăm pe toate până la plus 6. Și vedem ce iese. Poate ies plus 7, măcar 5 bucăți. Și hai încă una. Bun. Hai și asta cu 6 fulger. Astea cu bonus am observat că ies un pic mai greu. Uitați cum eșuează. Hai cu plus 6. Uite, asta e plus 6. Asta e plus 6 și asta e plus 6. Ce ziceți? Ies două din astea toate? Eu cred că ies. Hai. Eșuat prima. Eșuat a doua. Eșuat a treia. Mamă, eșuat a patra. A mers a cincea. Hai, ies două cum am zis. N-au ieșit. Acum. Hai cu plus 8. Hai să dăm un schimbă caracter. Să resetăm șansele. Hai să vedem, poate iese ceva. Nici nu știu, să dau un manual la plus 9 dacă iese una plus 8. Dar stai să ajungem până acolo, să vedem. Să vedem cum stă treaba. Că una plus 9 pe România cel puțin este, cred că în momentul de față, este cea mai ieftină 8 oni. Și a fost, ajunsese și pe la 10 oni la un moment dat. Hai, bun, una plus 8. Una eșuat. Bun, 2 plus 8. 3 plus 8. Merge bine plus 8 și ne dă gherlă la plus 9, să vedeți. 3 plus 8. Păi e bine. Stați așa că scoatem manualul. Scoatem un manual din depozit și revenim. Poate facem una plus 9. Vreau să vă spun că din păcate nu mi-a filmat programul când am dat brățările la plus 9, dar nu știu, haide să vedem de fapt rezultatul, ce credeți, a ieșit vreuna sau nu. Deci haide să vă spun cum a fost treaba. Deci am dat prima dată cu manual, a ieșuat cu manual la plus 9, am mai dat odată la plus 8, a ieșuat și ce credeți? Am dat celelalte două brățări la plus 9 pe fierar și mi-au mers amândouă la rând. Deci nu mi-a venit să cred. Astăzi am spart ghinionul, am ținut cont și de sfatul vostru din comentarii să dau de pe contul celălalt. Și na, am avut de data asta noroc. Se pare că astăzi a fost o zi cu noroc pentru mine. Sper că va fi și pentru voi, vă urez mult noroc, sper că v-a plăcut, nu uitați să scrieți în comentarii numele vostru, așa cum am zis, vă trimit câte un cufăr de ăsta valoros, cine știe, poate prindeți amuletă și voi, da, deci nu mai am ce să zic, astăzi am spart ghinionul, cum am zis, și ne auzim data viitoare cu clip nou, sunt curios și ce va fi cu eventul de Paște, poate facem ceva treabă cu el, vreau să facem niște schimbări, niște adaugă, schimbă, ce mai pică pe acolo, vedem ce facem, vreau să bonusez și aceste brățări, poate prindem ceva pe ele și vă țin la curent, haideți că mai vedem noi ce facem și na, ne auzim data viitoare, vă urez multă baftă vouă, mult noroc, multă pace, salut!